făcut și noi o selecție, așa. Mulțumesc. Pornesc de la gândul că ne aflăm așa pe lungimea de undă a provocării verii, fiindcă Biblioteca Unii Sfârghiului s-a raliat la acest eveniment deosebit al Bibliotecii Municipale, Bogdan Petrucei cu HD, axat și pe niște repere. Țineți minte, e vorba de știință, tehnologie, artă, matematică și mi-a venit mie așa o idee năstrușnică ieri și vreau să vă zic că maestrul Iulian Filip a acceptat, zic, cine poate oare, dacă nu Iulian Filip, să ne vorbească prin poezia sa despre artă, despre muzică, despre pictură, despre istorie, fapt care l-ați citit și voi. Și iată frumoasa invitație care va aparține vouă și i-am transmis-o maestrului și astăzi în acest mini studio, de ce am zis, fiindcă noi filmăm și vom face și o emisiune împreună, demarăm, iată, acest dialog exact de 45 de minute. O lecție a frumosului, o lecție a deprinderii manierilor frumoase și a comunicării. Maestre, vă rog, eu vă las să dialogați. Dialog, asta înseamnă că voi să mă luați necrucător la întrebări, da? Monologul mai întâi, da. Mai întâi monolog. Veneam, e mare lucru punctualitatea. Voi cu câte minute înainte de ora 11 ați venit? 5. Vreo 5-10 minute, da? Mie îmi plac extraordinar de mult oamenii punctuali. Deci eu, ca să fiu la ora 11, am întârziat cu un minut. Vă rog să mă iertați. Deci am ieșit din casă la 10:30, mi-am parcat mașina jos la lac și am calculat să ajung exact, am luat scările în piept, zic, să ajung numai decât la voi. Și pe drum mi-am amintit de o poezie care, până la urmă, a rămas un catren. Poezie care la început era, se juca cu percepția noastră când vedem un om de departe și nu înțelegem ce face. Ce face? Uite, dacă vorbește, și te uiți împrejur, cu cine vorbești? E bine, acum dacă îți pui casca asta în ureche, vorbești la telefon, dar de departe nu se vede că vorbești cu cineva la telefon. Înainte, vreme, când îl vedeai pe un om că bâiguiește ăștia, ies singur și bâiguie, îl considerai cam un pic așa, cu păsărică. Se vede că nu-i teafăr, el vorbește cu sine. Deși a vorbi cu sine, în filozofie, în psihologie, în pedagogie, asta înseamnă o treaptă avansată. E cunoaștere de sine. Doamne, el vorbește cu sine. Dar poezia mea era despre altcineva, Catrenul se cheamă Amestec de timpuri. Am lăsat numai partea a doua poezie, care e un catren. Uitați acum. Iar el se ferea, trei puncte, iar el se ferea de furnici, care tocmai treceau peste o amintire de pod, care creștea pe aici într-o veche poveste. Ia uite, suntem în prezent, deci el a provocat o nedumerire pentru cel care privește acum și nu înțelege. Deci am dat cu imaginația, am dat obiectivul ăsta mai aproape de dânsul și vezi că el n-a vrut să calce furnicile. El a văzut că trece un șir de furnici și s-a ferit. Iar el se ferea de furnici care treceau peste o amintire de pod. Adică podul nu este. Imaginația, deci amintire de pod ce creștea pe aici, deci în trecut. Prezentul se amestecă cu trecutul și asta ce-o poate oferi numai arta, numai poezia. Eu n-am știut genericul și ce provocare, la ce provocare m-a invitat Vitalie Răileanu, dar știu că el e în stare de lucrurile astea. Dar nu mi-am programat că numai decât o să vorbesc despre acest catren. Atât de mult mi-a plăcut la ce am ieșit cu această poezie, încât o carte de-a mea se intitulează Amestec de timpuri, care a apărut la editura Prut. Editura, știți ce înseamnă editura, da? Da. Deci e editura acolo unde autorul, autorii de cărți, se duc în ultima instanță
își depun manuscrisul și redactorii de acolo de editură citesc manuscrisul și dacă e bun, dacă au puțin de lucrat, redactorii sunt cei care au grijă ca fraza, versul, dacă e proză, proza, să nu fie agramată, adică să țină cont de gramatică, de topică, de punctuație și celelalte. În plus la asta, dacă e o carte de care trebuie ca să vă cucerească pe voi, textele trebuie să fie frumoase. Dacă le reciți, ele trebuie să fie sonore, armonioase, să vă cucerească deodată. Dacă e aventură, deci trebuie ca să fie ceva cu aventura aceea năstrușnică. Dacă amintirile, bine, Creangă a scris amintirile lui, deci nu mai poți să scrie amintiri în cheia lui Creangă. Dar cum să vorbești despre trecutul tău, fiind autor, ca să-l convingi pe cel din fața ta că a fost frumos? Ia uitați-vă, am să văd cu eu să dau cartea asta, cartea mea ultimă, e o reeditare a unei cărți de mai înainte care se cheamă Acasă. Deci sunt poeziile care mi sunt cele mai dragi mie, pentru voi. Deci sunt și Plăcințele cu Mărar, dar eu azi Plăcințele cu Mărar nu o să vă citesc, pentru că e aproape ora câinilor lui Pavlov. Și câinii mănâncă și cei care experimentează cu câinii, tot la ora asta mănâncă. De asta eu nu vreau să vă pun la încercare, pentru că e foarte dur. Eu și eu, dacă sunt flămând până la jumătate de poezia Plăcințele cu Mărar, o pot citi. Dar a doua parte e foarte dureroasă așa. Dar vorbeam de copilărie și în copilărie, eu nu știu dacă voi sunteți norocoși, ați văzut cum se bat berbeci. Ați văzut cum se bat berbeci, ori nu? Mm-mm. Nu! N-aveți bunei la țară? Aveți. Dar nu v-au dat voie pe dealuri. Ca să vezi cum se bat berbecii, trebuie să ai noroc de niște bunei care au treabă pe dealuri, au o văcuță acolo de păscutori, la prășit, și să vedeți acest spectacol. Deci berbecii ăștia au niște coarne spiraloidale, sigur că trebuie să se laude cu dânsele. E cum să se laude berbecii? Ei se bat. Doamne, eu mă întreb totdeauna, totuși ce creier au ei? Sigur că e creier mai mic decât al omului, dar când se lovesc, că ei își fac vânt, unul dintr-un deal și altul din alt deal. Și când se trăsnească în cap, te gândești, dacă au un pic de creieruș acolo, ce face creierul acela? Nu se smulge din rădăcini, nu se... Asta e altă problemă. E spectaculos cum se bat. Și nu le-i suficient odată numai să o lovească. Încă și încă, până nu știu cum se alege care e biruitor. Poate că oile deoparte stau deoparte, dar ele pască, ele trebuie ca să pască, să facă lapte, n-au când să uite la... Poate trag cu ochii așa. Bine, când eram mic, am văzut, eu sunt norocos, am văzut cum se bat berbeci. Că mai întâi copilul cel mic vede lucrurile mai mășcate. Mai. Pe urmă am descoperit melcii. Melcii, voi ați văzut melcii, da? Au și melcii coarne, s-a văzut? Dar nu spiraloidale. Totuși, când am descoperit că și ăștia au coarne, dar am văzut ce fac berbeci cu coarnele. Tot puneam melcii față în față și tot îi îndemnam, hai, hai. Am crezut că și ei folosesc coarnele cum folosesc berbecii coarnele. N-am mai avut răbdare. Copiii cresc la fugă. Orice caz, am plecat din Sofia și nu am văzut cum se bat melcii. Dar peste ani, deja când scriam poezii pentru copii, mi-am amintit de această așteptare. Și atât poezia asta care mi-a ieșit, Doamne, cum să o povestești? Trebuie să o spui. Și dacă o spui, ajungi în teatru. Adică dacă stăpânești bine această poezie și nu te temi, nu ești timid, trebuie să-ți depășești timiditatea. Ca să controlezi cu ochii, așa fac actorii, controlezi tot auditoriul. Și nu te temi de toate pauzele necesare între cuvinte. Și ai două mâini, care la nevoie sunt doi melci, la nevoie sunt doi berbeci.
Deci poți realiza ceea ce în teatru se cheamă teatrul unui actor. Eu o să încerc să fiu un actor, monospectac. Încercați și voi în vacanță. Nu-i greu. E greu până poate înveți poezia asta, dar ea se leagă una cu alta, așa că e ușor de memorizat. Dar chinuiți oglinda. Chinuiți oglinda și uitați-vă cum vă ies în belcii și fața voastră trebuie ca să-i exprime o leacă scena, să ajute scena. Și vocea. Când vorbesc melci, de ce mai subțire? Când berbecii vorbesc, e un pic mai groasă. Și atunci voi deveniți actori. Nu vă speriați, nu toți o să fiți actori. O parte din voi o să fiți actori, o parte pedagogi, o parte medici, o parte ingineri, o parte fotbaliști. Care dintre voi joacă fotbal? Tu joci? Și eu. Vitalie juca fotbal? Nu? Da. Uite, pentru actori, cam cum eu încerc ca să realizez un monospectacol. Pe o tulpină de stejar au încremenit doi melci. Și privesc cum jos în vale se bat crâncel doi berbeci. Își fac vânt din două dealuri. Cap în cap se bat berbeci și tocmai sar scânteii din coarne. Doamne, nici nu suflă melci. Hai și noi ca să ne batem. Faceți loc, băi, frați berbeci. Un criminit berbeci, oricum să bat doi melci. Își fac vânt din două dealuri de acum patru zile. Nu mai pot de nerăbdare și se întorc. Își fac vânt din două dealuri de acum patru zile melcii. Nu mai pot de nerăbdare și se întorc la stâni berbeci. Melci însă vin la vale, se întâlnesc a cincea zi. Bună ziua, frățioare! Bună, cum trăiește azi? Ați crezut că o să se bată. Și eu astfel am crezut, dar vedeți cât coborâ de melci. A uitat ce-a urât. Aplaudați că nu s-au bătut. Deci, e poezia asta e aici, în această carte. E și poezia Plăcețele cu mărat, pe care eu nu o să vă citesc. Dar mai am o... Nu știu, o să văd. Cui o să-i dau eu, Doamne ferește, dacă o să aveți niște întrebări care o să-mi plac, poate că o să vă dau. Am altă carte cu poezii un pic mai puțin noi decât acestea. Nu, astea sunt vechi. Astea sunt noi. La ce bun pe lume floare. Eu când scriu autograf pe această carte, e o provocare de creație. Fără poezie, fără floare, viața noastră ce-ar fi oare? Vă imaginați? Că nu-s flori și nu-s cărți de poezie. Că voi nu ieșiți pe scenă ca să demonstrați că puteți vorbi frumos, dar poezie e un model de vorbire frumoasă, vorbire aleasă. Și când lumea vrea ca să te aplaude, pentru că ești actriță bună, ai citit foarte bine poezia, și de obicei vine cu flori, nu-s flori, pentru că am zis, pe lume nu-s flori. Imaginați-vă, puteți ca să vă jucați așa pe jumătate de pagină, nu mai mult. E bine, poate fi două, trei din pagină, să scrieți un mini-eseu cu acest generic, încercând să răspundeți la asta. Fără poezie, fără floare, viața noastră ce-ar fi oare? Dar uite, din cartea asta am o poezie la sfârșit care se cheamă Cine și ce are? Ia să vedeți cum o încep și cum o închei. Dar o să o încheiați voi pentru că eu o să vă întreb ceva la sfârșit. Urechi lungi au iepurași. Are pioare fluturașii, dați din capă cunoașteți. Dar uite, cei ce nu cunoașteți, următorul vers. Mări mai multe papuași. Papuașii sunt locuitorii Noii Guinei, din Oceania, și înconjuratul cu trei mări. Mări mai multe papuași. Vin nou la cei ce cunoașteți foarte bine. Brânză multă, colțunași. Am și eu doi ochi să văd. Dacă nu văd, e prăpăd. Și urechi am să aud. Dacă
Dacă nu aud, sunt surd. Am și gură. E cu minte, căci e plină de cuvinte. Gura mea uneori tace. Și când tace, gura-mi place, bine face. Pace, pace între minte și cuvinte, căci am spus, gura-i cu minte. Ia uitați-vă ce comoară avem noi pe umeri, ce tătărcuță de unde ne provin toate. Și când ne aduce pe față pământului Domnul și părinții noștri, avem o circumvoluțiune, ori două, cel mult, trei. În rest, totul depinde de noi, de ochi, de urechi. Și de ce înțelegeți voi să faceți cu urechile și cu ochii? Cei mai harnici, furnizori de cei ce necesită această rătură divină care e creierul omului, ca să înmulțească neuronii, sinapsele, să înmulțească brăzdițele astea divine, sunt ochii. Ochii care trebuie să citească lumea care ne înconjoară, ochii care citesc cărțile, compară lumea ce ne înconjoară cu cei ce spun suplimentar cărțile, cu ajutorul cărților, lumea din afară se citește mai lăcomos, mai interesant, mai, Doamne, ia uite câte, și noi nu le-am văzut. De asta sunt bune cărțile. Ne ajută să vedem cei ce ne înconjoară și cine ne înconjoară la altfel. Asta e rostul ochilor ca să hrănească acest creier. Sară și urechile sară în ajutor. Oh, ce filtre au urechile, pentru că e necesar să fie niște filtre în urechi, pentru că ne înconjoară lume diferită. Auzim și vorbe frumoase, dar auzim și, Doamne ferește, ce vorbe. Și atunci urechile noastre trebuie să se deprindă să aibă aceste filtre, ca să hrănească această rătură divină, ca să se ajungă la niște roade deosebite. Ce frumos e omul când, atunci când, cu ajutorul ochilor, urechilor, aici se ajung la niște înțelegeri deosebite, se deschide gura. Și abia atunci zice niște lucruri și niște înțelegeri deosebite. Despre asta e poezia. Despre asta e poezia. De asta ocrotiți-vă ochii să fie sănătoși, adică să aveți lumină suficientă când e vorba de lectură, și uitați-vă cu ochii voștri, nu cu ajutorul smartphone-ului. Asta e o unealtă extraordinară de bună. Dar când mergeți alături de prietenii voștri, de colegii voștri, și toți fiecare se uită în ecranul ăsta, în loc să descoperiți că cel de alături e altfel decât tine. E altfel decât tine. Ce înseamnă a vorbi și a avea niște colegi? Dă, Doamne, să aveți și mulți prieteni. În clasa întâia ai impresia că toată clasa ți-e prietenă, clasa a doua se pare că numai jumătate, în clasa a treia o treime, și așa mai departe, iluziile încetșor se spulbră și când te alegi, iată, la vârsta mea te alegi și începi a număra prieteni și folosești aproape toate degetele de la o mână, ești foarte bogat, prieteni. Dar dacă treci și la degetele de la altă mână, chiar e un belșug. Deci, uitați-vă cu ochii voștri. Ascultați cu urechile voastre și înțelegeți ce vă înconjoară. Și ce noroc că ați apărut pe lume. Matematicienii socot că omul, fiecare de noi, n-a avut nicio șansă să apară pe lume. Voi să știți ce loterie ca să apară din atâtea șanse, din atâtea semincioare, fiecare din voi s-a născut medaliat. Fiecare din voi aveți la medalii de victorioși extraordinare. Viața e o victorie. Viața e un cadou pe toată viața. Trebuie să înțelegeți lucrurile astea, să o acceptați. Și la momentul când ați încetat să plângeți, dar copilul când apare pe lume, îi trage o plânsoare ca să-i liniștească și pe părinți, și pe moașă, și pe toți cei care înconjoară, pentru că asta e vama. Treci dintr-un mediu, dintr-o dimensiune, acolo unde erai ocrotit,
de toată această planetă de care o duce mama și a apărut în altă parte. Plânsul acela e o linie de demarcație. Dar e păcat să plângi toată viața. Așa, din când în când trebuie spălat ochii, lacrimile sunt folositoare, așa că speli din când în când. O dată pe săptămână se poate. Ori când curăți ceapa, ori când, Doamne ferește, te zgârii ca tine, uite așa, ai căzut? Genunchiul. Noi când pășteam vacile și le pășteam de sculță, lăsam pantofii acasă, sandalele acasă, ca să nu speriam vacile. Da, și anin cu vârful degetelor, cu unghia, niște pietre, niște bulgări și se dezbârnă, curge un pic sânge, pui acolo niște sărână, niște lut cu apă, speli, știi? E cât poți să lăcrimezi? Cât? 3 minute, 5 minute, da? Tu cât ai plâns pentru genunchiul ăsta? 5 minute, da? Da, 5 minute. Da. E bine. E bine câteodată în săptămână, așa să-i tragi câte o plânsoare, dar nu prea adâncă așa. Mai adâncă, mai pe urmă. Da. Dar atunci o să ne întâlnim și o să vorbim despre mai pe urmă ce e. Da. Asta e despre ceea ce înseamnă în norocul să vii pe lume și să percepi viața asta ca un cadou. Deci e foarte frumos omul care își păstrează ochii voștri. Ochii voștri sunt ochii lui Columb, care a ajuns prima dată în America. Voi sunteți prima dată în viață, prima dată. Și eu tot. Dar de unde s-a luat chestia asta? Că din clasa 6-7, de acum, toți par atât de plicticoși, parcă au cunoscut totul. Parcă nu ne înconjoară mai multe lucruri enigmatice, misterioase, necunoscute, decât cele pe care le cunoaștem. Atât de important și obosit și plictisit, din clasa 7 am vedere încolo. Da. Încât chiar îți pare rău, știi, că a dispărut această noutate a percepției. Voi aveți niște ochi care se miră la tot pasul. Asta e bogăția cunoașterii. Curiozitatea, mirarea, e cheița de aur a cunoașterii. Curiozitatea formulată, ajustată într-o întrebare, generează dialogul. Dialogul e cel mai eficient pentru cunoaștere. De asta, la ceea ce m-a invitat Vitalie Răileanu, afacerea asta, dialogul, presupune și întrebările voastre. E mare păcat dacă în vacanță voi înțelegeți, trebuie să vă culcați pe ureche, inclusiv pe ureche care generează întrebări. Hai, dacă aveți întrebări, eu vă răspund, dacă nu, vă mai citesc o poezie jumătate și nici nu știți cum scăpați de mine. Vreți să scăpați de mine mai repede? Da. Eu o carte, care cărțile astea o să le dau numai întrebărilor frumoase, știi așa, știi. Opa! Care e primul? Haideți! Foarte frumos! Câte cărți ați scris? Așa, hai să ne înțelegem. Am reținut întrebarea, ne înțelegem, vă lăudați totdeauna cum vă cheamă, cum vă numiți. Să știți că după prima mare caznă a părinților voștri, că v-au făcut, când ați, în sfârșit v-ați simțit pe lume, se uite toți așa dintr-o parte, din alta, știi, și vă aleg numele, ce nume vi se potrivește. Și voi să știți că asta e prima poezie cu care v-a dăruit părinții voștri pe voi. Așa că lăudați-vă cum vă cheamă. Cum te cheamă? Emilia. Emilia? Ce frumos. S-o zice așa melodios cum e numele. Emilia. Până la ultima silabă. Poate să spun și liceul. Până la ultima silabă, da? Așa. Emilia. Foarte frumos. Un an în urmă am plinit o vârstă mai rotundă și am știut că întrebarea asta plutește, trage o linie. Și chiar mi-am numărat cărțile pe care le-am scris. Așa. Am 127 de cărți scrise de mine și încă 40 cu prezentarea mea grafică. Îmi place să desenez și vouă vă place. Dar eu de acum nu-mi place pe desen, pe garduri, pe pereți să desenez. Deși pe pereți la atelierul meu de creație cu acril desenez, dar asta e altceva un pic.
Am vreo 40 de cărți ale prietenilor mei din Chișinău, din București, din Italia, pentru care am făcut prezentarea grafică. Prezentarea grafică se cheamă iată ceea ce se pune și pe copertă, desenul ăsta e al meu. Și ceea ce în interior, chiar și câinele ăsta, să citesc forzațul. Iată, forzațul ăsta, Emilia, ție am să ți-o dau, dar să nu citești acum ceea ce eu spun. Pe primul forzaț e un câine care dă din coadă. Și ce am scris? Aleg să se vadă că dau din coadă. Nu șoptiți. Lăsați-i pe deșa la întrebările. Nu, că ea e foarte... Aha. Aici, ia uitați-o, un câine m-a șpărat, care scrie, zice așa, dar aș putea și să nu dau din ea, din coadă, adică, că e coada mea. Alegerea mea. Înțelegerea mea. Parcă nu ne place câinele care dă din coadă și se lingușește pe lângă om. Dar cum să-ți placă ăsta care îți arată colții și se repede la tine, te latră, între doi câini pe care îl alegi? Emilia, mulțumesc pentru întrebare. Mulțumesc. Așa. Cum v-ați gândit să scrieți așa poezii frumoase? Cum vă cheamă? Antonella. Angela? Antonina. Antonella? Da. Ce frumos. Zi întrebarea. Cum v-ați gândit să scrieți așa poezii frumoase? Dar nu te gândești. Inițial nu te gândești. În orice caz, nu gândul e declanșatorul. Sigur că eu vreau tot timpul ca să mi se întâmple poezii. Dar ele se întâmplă. Uneori atât de prozaic, alteori la comandă. De pildă, poezia Plăcințele cu Mărar, nu o scriam dacă nu m-aș fi chinuit să-l fac fișorul meu. Până avea copiii mei, eu n-am scris poezii pentru copii. Poate că îmi părea că scriu pentru copii, dar nu erau poezii pentru copii. Când a apărut pe lume Adrian, așa îl cheamă pe fișorul meu Adrian, da, am început să-i număr cuvintele și am înțeles că cu copiii trebuie să comunici numărul ăsta de cuvinte cu care ei cresc, pe trept. Când avea 5 ani, Adrian visa să fie ca toți băieții la Revilioți să fie mușchetar. Mușchetari sunt frumoși. Și la uniforma, la poziția de luptă, pălăria asta. Dar ce-a înțeles Adrian? Adrian a înțeles că mușchetarul trebuie să deschidă gura și să vorbească ceva. Adică trebuie să fie frumos și la vorbire. Și tătie cu fă-mi o poezie, fă-mi o poezie despre mușchetar. Deci asta era acolo 3 luni înainte de Revelion. Băiat precaut, se pregătea de Revelion, serios. Noi eram în parcul catedralei, el se juca prin frunzele de castane, au început să cadă, căuta castane. Și mi-a venit. No. E atât de simplu. Comanda lui ca să scriu despre mușchetar, a ajuns un mușchetar. Și a început să curgă această poezie ca un cadou. N-am schimbat niciun cuvânt din această poezie care mi-a vrut-o feciorul. Foarte rar am scris la comandă, dar aceea a fost prima că și am făcut-o cu plăcere. Antonella, ai un nume foarte frumos. Uite ce nume aveți, Emilia, Antonella. Și voi la rând așa să o luați? Câte întrebări? Iopa, zi. Care a fost prima carte scrisă de dumneavoastră? Evelina. Cum? Evelina. Elena. Evelina. Emilia, Antonella, Evelina. Accentuează toate silabele. Și zi întrebarea. Care a fost prima carte pe care ați scris-o dumneavoastră? Sigur că scriitorilor le cresc urechile atunci când sunt invitați la întâlniri și cei care i-au invitat ceva știu despre autorul pe care l-au invitat, inclusiv care a fost prima carte. Prima carte se cheamă Neîmpăcatul Meșter și a apărut în anul 1974, când pe lume încă nu erau părinții voștri, ca să se gândească ce nume să-i dau eu oare Eveline. Mă cheamă Xenia. Cum? Xenia. Zi. Cât timp ați scris cărți? De când la ce vârstă?
se leagă cu întrebarea cum vă gândiți, cum vă gândiți la o poezie, cât timp. Deci poetul nu tot timpul e poet. Adică nu ai totdeauna starea de poezie. Nu ți ia scrie tot timpul. Uneori sunt zile întregi când nu ai dispoziția asta. Proza e altfel. Dar așa ce? Are nevoie de o stare, de o dispoziție anume. Dramaturgie, că scriu și teatru, cu atât mai mult. Ai un personaj pe care trebuie să-l auzi, trebuie. Și aici trebuie dispoziție. Ei, cum să contabilizezi timpul pe care îl cheltui pentru o poezie, pentru mai multe poezii? Că o carte de poezie o aduni din poeziile care s-au întâmplat în zile diferite, săptămâni diferite, luni diferite, ani diferiți. O structurezi, o scuturi, vezi care poezie nu prea rezistă ca să fie în cartea asta sau în carte în genere. Adică e o muncă suplimentară după ce s-a. E greu de socotit timpul, dar întrebarea e frumoasă. În stările astea nu-i timp. În stările acestea norocoase, pentru că un scriitor așteaptă aceste stări, le provoacă, da? Dar când vin, ceasornicele se opresc, timpul se oprește și nu poți să o cotiști. Poftim! Mă cheamă Victoria. În ce an ați scris ultima carte? Ultima carte? Ah, ultima carte? Ce frumoasă întrebare! Păi, anul trecut, anul ăsta, ceea ce am făcut, reeditări, traduceri, nu s-a scris, dar anul trecut am editat cartea de sonete, Iubire dată în căutare. Adică am continuat-o în fond, pentru că e a doua ediție care la editura Plut, prima a avut 63 de sonete, aceasta 242 de sonete deja. Da. Așa că, care e toată șmecheria cu cărțile și numărul lor, care nu trebuie să vă sperie? Adică e important să îndrăgiți sau să vă convingă o carte a unui autor. Eu, unul, așa procedez. Adică când am dat peste cărțile lui Nikos Kazantzakis, consacrate lui Hristos, ultima ispită a lui Hristos, Hristos răstignit, mie mi se părea că astea sunt cele două capodopere a lui și nu le mai căutam pe celelalte. Deși curiozitatea ar fi trebuit să mă mâie mai departe. Când am dat peste bibliografia lui și am căutat cartea pe care o citesc acum, Raport către El Greco. Deci, Nikos Kazantzakis e un scriitor grec care s-a născut pe insula Creta. Deci voi o să ajungeți la mitologia greacă și foarte multe lucruri frumoase se întâmplă pe insula Creta. Și tot pe insula Creta, dar mai înainte de anii de viața lui Nikos Kazantzakis, s-a trăit superbul pictor grec, El Greco. Și el îi raportează consăteanului lui, cosângeanului lui, cretanului, care a trăit mai vechi, îl face general, da? Ce a făcut el cu viața lui. Și povestește tot ce cunoaște despre strămoșii lui, despre părinții lui. Cu ocazia asta am aflat că tatăl lui era arab, dar mama lui grecoaică, pe linia tatălui, deci strămoșii lui, au fost și pirați, dar și căpitani de fregate, pe linia mamei erau lucrători la pământ. Ia uite, ce câmp de luptă era el între ereditatea paternă și ereditatea maternă. Asta e cartea ta. Eu mă numesc Arina. Eu am citit cartea dumneavoastră, Urmele mele frumoase. Puteți să ne recitați ceva din ea?
Și care carte? Urmele mele frumoase. Doamne, ele toate mi-s dragi. Toate mi-s dragi, dar nu văd cartea. Uite, asta e. Nu văd cartea Urmele, cartea pentru voi, Urmele mele frumoase. Îmi e cea mai dragă și cea mai utilă, pentru că ea are și poezii și 63 de clavire, notele muzicale la 63 de cântece, colaborarea cu 8 compozitori. Are și scenete, are și povești. Adică atunci când doamna învățătoare sau doamna bibliotecară sau doamna metodistă sau educatoare la grădiniță își propune să facă un spectacol literar artistic, având cartea asta, are niște repere. Deci se poate de făcut foarte, foarte simplu niște spectacole. Dar această carte, Forme fixe și întrebări, e o carte care trage linie într-un fel și la ceea ce am scris, poezie mă refer, ceea ce am scris pentru maturi și ceea ce am scris pentru copii, pentru că are 3 compartimente. Deci forme fixe, asta înseamnă catrene, sonete, rondeluri, sunt forme fixe de poezie. Libertăți, vers alb, vers liber, adică nu sunt forme fixe. Dar am copilării, al treilea compartiment se cheamă copilării, unde sunt poeziile pentru copii, care sunt foarte dragi. Adică selecțiile la o provocare a editurii Prut, să aleg cei ce îmi place cel mai mult dintre poeziile pentru copii și pentru părinții voștri. Care să o citesc? Iată ceea ce am scris pe copertă. Nu, e acea mare. Astea sunt urmele frumoase, cea mare. Ia uitați ce am scris pe copertă. Eu pe viață nu mă plâng, numai pe genunchiul stâng. Pe un genunchi și pe un rărunchi, pe o vecină și pe un unchi, pe 8 dinți și un plământ, dar tot vreau să mai rămân, să mai fiu, să mai trăiesc, până mă călătoresc, unde-i pace și răcoare și nimica nu te doare. Am avut... E o istorie frumoasă după ce m-am împăcat cu durerea de genunchi timp de jumătate de an, m-a pus la încercare, suferința e și ea o provocatoare, uneori utilă. Pe mine genunchi m-a dăruit cu niște nopți fără somn, iar insomniile m-au dăruit cu sonete. Adică această carte nu era, dacă nu era genunchiul stâng al meu cu această încercare, și nu era prietenul târgoveștean Mihai Stan, directorul editurii Biblioteca, redactorul șef al revistei Litere, care m-a provocat ca să fiu împreună cu Mihai Cimpoi coalcătuitoare unui volum de sonete din 3 orașe românești. Chișinău, Târgoviște și Cernăuți. Tot căutând sonete și sonetiștii, m-am prins că scriu și eu sonete. Nu mă pot dezbăra până acum. Genunchiul mi-a trecut, dar eu sunt foarte recunoscător genunchiului și lui Mihai Stan. Iată și așa se produce o creație. Deci o poezie ți-am citit, da? Ai venit să-ți dau cartea. Ție îți dau La ce bun pe lume floarea. Mi-a plăcut felul. Deși știu că ai fost consultată cu întrebarea asta, că e prea șmecheră. Mulțumesc! Voi pe lângă dumneavoastră, pe lângă poezie, aveți și cântece. Și întrebarea asta, câte cântece ați avut? Ia din nou coace, din nou lângă mine. Ia uite asta ce întrebare deosebită. Și să știți, în efortul de a formula o întrebare, atâtea lucruri comunică între dânsele și atâtea receptoare sensibile se trezesc, încât aproape că jumătate de răspuns e găsit. Mai zi o dată întrebarea, dar așa ca să aud în ultimul rând. Câte cântece ați avut dumneavoastră? Asta. Era mai lungă de pe loc și de acolo. Că pe lângă poezie ați avut și... Așa. Și știu una dintre ele. Bun. Asta e, da. Atât
cartea dragă, cartea cea mai dragă pentru voi. Să știți un mare secret. Orice scriitor, când se întâlnește cu cărțile pe care le constată rupte, cusute, lipite, ferfenițite, așa cum mă întâlnesc, dar prima dată am atras atenția la asta când 5 exemplare de cartea mea Copăcel, care a apărut în 1991, toate cusute, toate lipite, toate astea, mi le-a scos Galina Davidic, directoarea bibliotecii Mihai Eminescu din Rezina. Domnul Filip, iată noi ce facem cu cărțile noastre, nu vă supărați, cum să te suferi, te bucuri de lucrurile astea. Ca e bine o carte, mai ales că ea se protejează, deci e cartonată, e laminată, e cusută bine, da, dar cartea asta nu e pentru, să zicem, pentru cei de la creșe sau copiii care mușcă colțurile, copiii lese dinții și trebuie ceva trebuie să le ajuți. Cărțile trebuie, pentru cei mici, trebuie să aibă și această funcție, să ajută dinților să iasă la timp. Am îndrăznit și în această carte am introdus și câteva cântece de-ale mele. Am făcut cântecul Primăvară, Păpușile de teatru și o piesă instrumentală, acordeon alintat. Nu știu dacă am pus-o aici, știu că e noroc poliglot este. Dar cântecele pe care le-am făcut, întrebarea de la urmă, cred că se referă la textele pe care le-am făcut pentru compozitorii care mi-au solicitat ca să fac texte. Texte, nu le-am numărat, totdeauna rețin cântecele care, ca și cărțile, au mai mare trecere și sunt mai solicitate de către cei care caută cântece. Da, și în sensul ăsta, mă rog, mă bucur de ceea ce am realizat împreună cu Tudor Chiriac. Cea mai mare audiție o are din neamul lui Păcală. Atiță Păcălici încearcă să cânte acest cântec, dar se împotmolesc la refren. Refrenul e făcut din melizme virtuoase, că Tudor Chiriac are o fiică, Liliana, care e muziciană, deci în afară de voce pe care o avea, e o violistă foarte bună, și tatăl a pus-o la lucru, adică să facă melizmele astea. Ori, acum când sunt coruri de copii care cântă acest. Cei care, ca Liceul Creangă, care au clasic profil coral, muzical, se isprăvesc de minune, adică fac și ei melizmele astea. Ceilalți se muncesc ca să le facă, dar nu le pot face față. Și atunci o duc mai linear, așa știu eu. E o încercare. Cu Gheorghe Mustea, pe un deal, pe un deal ușor, asta cântecul la moară, moare cu plăcinte. Dar cele mai muzicale, mai pentru copii, sunt a Dariei Radu, care a fost lucrător muzical la grădiniță. Când am descoperit-o, era lucrător muzical la Călăraș, la Sadova. Cele mai multe cântece pentru copii le-am făcut cu Daria Radu. Sunt cele mai muzicale, da. Cel puțin doina noastră, Sufletel Micuț, Cea cu Furnica, Brâu, Brâules, are o mulțime. Le-a testat copiii și copiii imediat i-au sugerat. E pe calea cea bună, știi. Mulțumesc pentru întrebare. O să vă dau și vouă celor care nu și-au depășit tineritatea, da, adică dumneavoastră să le împărțesc de acolo copiilor din cărțile astea, da. Așa. Italia, asta ai avut în vedere, da? Dar... Aș ți, da, că tu ceva ai avut în vedere. Sigur, da. Deci dacă am avut și dragii mei, haideți să vă spun următoarele. A plăcut această frumoasă tentativă a scriitorului Dan Filip să vă ducă în lumea frumosului prin scrierile sale? Ați simțit gustul acesta rafinat de, știți, patern? Un scriitor trebuie să fie numai decât în preajma dumneavoastră. Îl simțiți foarte aproape de inimă? Ați simțit cum v-a tentat și v-a consacrat în ale istoriei?
în ale științelor artei comunicării. Deci ați deprins niște lucruri, chiar și matematică s-a făcut astăzi, așa e sau nu? Da. Deci am îmbinat, iată, aceste frumoase tendințe și vreau să vă spun următoarele. Haideți să mulțumim din suflet acestui deosebit scriitor, fiindcă nu fiecare, vă spun eu așa, maestre, dacă îmi permiteți, da, eu. Nu fiecare scriitor, știți, acceptă ad hoc. Iordan Filip a venit în fața dumneavoastră, fiindcă știe că sunteți atât de frumoși, sunteți atât de deștepți, atât de buni, încât chiar va scrie și într-o altă carte despre voi, iar dumneavoastră deja reciproc să veniți data viitoare și ziceți, v-am citit atâtea cărți, 4, 5, 6, 7 și împreună să recitați pe de rost. Mulțumesc, maestre! Mulțumesc! Care dintre voi desenează? Aoleu, aoleu! Așa. Hai, mi-a plăcut întrebarea ta. Hai să, cu cei care desenează, studiați grafica mea, desenele mele. Pe fiecare pagină am desenat așa cum desenați și voi. În linie, în linie. Încercați și cu pic subțire, dar și cu carioca și cu creion. Să vedeți, nu vă temeți de liniile voastre. Nu apăsați prea tare mâna, nu controlați mâna. Încercați să-i dați voie mâinii să se miște libere în linie. În linie. Pentru că e ceva la mijloc. Unul pune pixul pe foaie și îi iese zigzagat, niște linii zigzagate, altul ovaloid, altul spiralic, ale... E ceva, o taină. Felul nostru de a fi se exprimă și în felul liniilor astea pe care le tragem. Așa. Emilia, dar învățătoarelor tale, învățătoarele tale, și o să, ca să împărțiți cărțile astea. Maestre, cât faci să uit? Vreau să vă zic că serios? În sala aceasta sunt nu numai cititori bibliotecii Onis Forghibu, dar în număr mare sunt cei veniți de la biblioteca Codru, care, iată, acum, această vacanță frumoasă pe care o au, deci nu o petrec, ci o trăiesc și o creează. Și vă mulțumesc și mulțumesc doamnei director care este prezentă. Aha. În felul acesta, iată, colaborăm și un parteneriat care nu poate fi unul pur și simplu. V-a plăcut, dragii mei, sau nu? Da. N-ați făcut o stare atât de lungă până aici în zadar? Cum credeți? Mai veniți la biblioteca Ghibu? Da. Foarte bine. Mulțumim. Hai spuneți, invitați-ne și pe noi, venim și noi într-o bună zi. Poftim. Da, sigur. Domnul Iulian Filip a fost la noi în ospții la biblioteca Codru, știi unde ne aflăm. Sigur că da. Și azi în două feluri de transport, în autobuz, într-o lebus copiii, mai avem. Așa ajungem și așa am ajuns la prin Codru, dar ați ajuns, da. Vă mulțumesc din suflet. O zi frumoasă în continuare. Mulțumesc, maestre. Da, mulțumesc. Vacanță plăcută cu cărți. Copiii, eu am vrut să spun la început când am venit, directorul bibliotecii, domnul Răileanu Vitale, dumnealui și scriitor, așa că... Dar nu sunt așa de lucru și de Filip. Deci, Vitale Răileanu e profesor universitar, e directorul bibliotecii Onis Forghibu, e poet, e critic literar, e autor unor proiecte culturale, editoriale, deosebite, și are în biografie un amănunt care mi-ar fi plăcut să-l am și eu. A făcut serviciu militar la marină. Eu sunt vărsător. Atât mi-ar fi de folos în biografie să fi fost și eu la marină. Bine, am fost la rachete, da. Dar îl invidiez pentru atâta apăraie pe care a străbătut-o el, o folosește în poeziile lui, face niște metafore extraordinare cu această experiență a lui, așa că buzunăriță-l de cărți, luați cărțile și manifestați curiozitate pentru ce cu care vă întâlniți, pentru că în felul ăsta drumul spre bibliotecă se deprinde, pentru că vă spun, ultima nedumerire mea. Eu am întâlnit foarte mulți părinți în viața mea. Discutăm pentru toți părinții, vor să discutăm despre copii. Dar n-am întâlnit niciodată părinți care vor să aducă pe lume copii urâți și proști. Toți vor copii frumoși și deștepți. A fi deștept
altă cale nu-i decât să știa trebuie să deștepte. Adică asta e grădiniță, școală, bibliotecă, muzeu, teatru, pinacoteca. A trebuie să deștept. La orice instituție, orice ușă deschisă, se întâmplă ceva cu ochii noștri. Doamne, uite cum e lumea. Iată, și altfel apăreți. Se crucesc părinții noștri. Doamne, parcă l-am făcut cu mare dragoste, l-am așteptat deștept, dar de unde deșteptăciunea asta în trânsul? Uluiți-vă, părinții, și deveniți tot mai deștepți, înțelegi? O să-i bucurați foarte mult. Da, mai aplaudați în loc de marș.